Speranța de viață din România de 75 de ani este cu aproximativ 7 ani mai redusă față de cele mai importante 5 state europene cel mai dezvoltate. La ritmul de recuperare actual al diferenței vor fi necesari, cred că, 27 de ani pentru România să atingă aceeași speranță de viață pe care o au aceste state europene dezvoltate și undeva la 40-50 de ani în ritmul actual pentru scăderea mortalității prevenibile. Domnule Laszlo Otilo, știți că România se află pe locuri codașe în ceea ce privește mortalitatea, speranța de viață, nu stăm bine deloc la aceste capitole și nici la accesul la medicamente. Când este momentul să prioritizăm sănătatea, că vorbim de 20 de ani încoace, tot că ar trebui prioritizată și nu prea se întâmplă lucrul acesta? Situația care mi-ați prezentat-o este mai gravă în cazul bărbaților decât în cazul femeilor. Cred că acolo putem să ne așteptăm la perioade chiar mai lungi, dacă continuăm în același fel. Și nu este o situație unică la noi în țară. Această situație, chiar în urmă cu câțiva ani de zile, am participat la o consultare unde își propunea ca să încercăm să recuperăm sau să ajungem și la nivelul bărbaților la cel puțin aceste date statistice. Acum, punând gluma deoparte, cred că am mai ratat încă o șansă care ne-a stat la dispoziție și aici mă refer la anul 2021 de a pune un pic ordine în lucrurile noastre. Din păcate, această situație a pandemiei cu care ne confruntăm va șterge cu buretele și evoluțiile pozitive la care am asistat în anii precedenți și vom avea niște date statistice catastrofale care din păcate ne vor consolida această poziție codașă. Eu tot sper de vreo 30 de ani și nu de mult am avut ocazia să citesc documentele strategice care au fost semnate de către partide în anii 90 în ce direcție vrem să ne îndreptăm în diferite domenii, care sunt obiectivele noastre și care sunt lucrurile asumate pentru a ne îndeplini obiectivele, dar acel document, de exemplu, nu avea capitol de sănătate și de învățământ. De ce? Pentru că la vremea respectivă toată lumea a considerat că este un domeniu prea complicat, greu de înțeles, de multe ori mistificat, și celelalte obiective erau mult mai ușor de atins. Aderarea la NATO, aderarea la Uniunea Europeană, unele mai profitabile, privatizarea industriei, motiv pentru care s-a considerat ca aceste capitole să fie luate în discuție la o dată ulterioară. Ceea ce nu s-a întâmplat. Abia acum am ajuns în situația că există oarecare necesitate și o sensibilitate, empatie de a discuta și despre aceste două sisteme mari care de fapt au fost mai mult cârpite decât reformate. Practic, pandemia n-ar fi trebuit să ne trezească cumva, să ne deschidă ochii. Și acum, în primul și primul rând, datorită pandemiei, ne-a deschis ochii și nu numai nouă. Deci suntem pentru prima dată în situația ca pe prima prioritate a populației să fie sănătatea. Dacă ne uităm la situațiile de acum 10 ani, asta înseamnă poziția a 4-a, a 5-a sau în cazul tinerilor chiar mai în spate. Este pentru prima dată când autoritățile locale s-au implicat pentru păstrarea stării de sănătate și au conștientizat că nu doar administrarea sau asfaltarea unei localități sau din administrare face parte și asigurarea condițiilor pentru a îmbunătăți condițiile de sănătate. Este pentru prima dată când s-a luat în discuție problema poluării, de exemplu, pentru geneza bolilor respiratorii. Și în același timp ne-am mai deschis ochii în sensul că
foarte probabil angajamentele care ni le-am luat în urmă cu 15 ani atunci când urma să aderăm, poate n-au fost cele mai binevenite sau cele mai sănătoase care să facă față unor situații cum este această pandemie. Sunt foarte multe de făcut în sănătate. Care ar fi cele mai urgente măsuri de luat acum? Deci, în primul și primul rând, cred că dacă toți suntem într-o perioadă afectată de pandemie, este să facem tot posibilul să recâștigăm încrederea față de personalul medical. Pentru că traversăm o perioadă de criză, de încredere față de acest personal și cred că aici avem foarte multe de făcut. Ceea ce ține de celelalte activități, cred că prima și cea mai importantă prioritate este de a nu mai priva pe nimeni de asistența medicală care îi se cuvine. Și spun acest lucru că după un an jumate, chiar mai mult, aproape 2 ani de zile, noi a trebuit să oprim o serie de facilități de a pune la dispoziție acele facilități pentru tratarea pacienților cu COVID, oprind accesul sau limitând accesul acelor pacienți în cazul cărora puteau fi amânate intervenții. Noi de un an jumate, aproape 2 ani de zile, asistăm la adevărate tragedii, pe de o parte datorită COVID-ului și în același timp datorită prăbușirii datelor statistice privind asistența pacienților non-COVID la numărul intervențiilor, la numărul, evoluția numărului de decese datorită acestor demersuri care într-adevăr au fost necesare. Dar ele au fost necesare în primul rând datorită faptului că capacitatea sistemului nostru de capacitatea noastră de reziliență a sistemului sanitar este extrem de limitată. Motiv pentru care a trebuit să găsim aceste soluții. Foarte probabil și putem vedea chiar în exemplele din jurul nostru și din țările învecinate sau chiar celelalte țări europene, că au gestionat mult mai eficient această situație de criză aceia care aveau rezervele necesare care să le utilizeze atunci când au avut nevoie. Adică noi n-am avut nici rezerve și, cu alte cuvinte, sistemul a și colapsat. Nici rezerve care să stea în stand-by sau numiți-o dumneavoastră cum doriți dumneavoastră, pentru că este un sistem unde da, trebuie să-l eficientizezi, trebuie să-i asiguri sustenabilitatea, dar trebuie să ai rezervele. Oricând se pot întâmpla nenorociri. Pe lângă adaptările astea de capacități, trebuie să ne actualizăm măcar în aceste domenii principale strategiile și sper și una din prioritățile pentru anul viitor, pe lângă celelalte aspecte organizatorice de gestionarea eventualelor sau pregătirea pentru eventualele următoare valuri ale COVID-ului, este de a continua această activitate. Să avem plan sau planuri de prevenție a cancerului pe diferite domenii și aici mă bucură această activitate care este condusă de domnul profesor Achimaș și este acel grup de lucru care văd că este foarte activ și se fac demersuri. În sfârșit văd oarecare deschidere și din partea guvernului privind asumarea a părții financiare pentru aceste activități. Vor exista și resursele stabilite atât în PNRR cât și în celelalte surse de finanțare pentru a crea acea infrastructură necesară și de a asigura funcționalitatea și finanțarea acestor activități.
Văd demersurile destul de constructive pentru continuarea în alte domenii despre care foarte probabil vom discuta foarte mult în viitorul apropiat. Și în același timp sunt deocamdată discuțiile destul de contundente în câteva domenii. Poate cea mai simplă ar fi problema formării personalului medical a rezidențiatului, dar mai sunt câteva care până acum au fost amânate legat de asistența, de farmacii, de producția de medicamente de la noi din țară. Accesul pe piață, accesul pe piața asiguratorilor privați și multe și multe altele, dar măcar discutăm și acest lucru, este important. Pe de altă parte, atunci când spun că o tragedie ne-a deschis ochii și s-au implicat toți factorii în gestionarea unei probleme de sănătate, și aici mă refer la consilii județene, consilii locale, văd o deschidere sau simt o deschidere și pentru gestionarea stării de sănătate, măcar în aceste domenii majore de sănătate publică. Tocmai de aceea un pact în sănătate cred că este mai mult decât salutar. Știm că a fost lansat acest pact al inovației în sănătate recent. Ne va duce el la standarde europene de îngrijire? E nevoie de așa ceva în România? Deci dacă ne uităm la evoluția finanțării ultimilor 10-15 ani, putem constata că au fost majorări substanțiale și în fiecare an finanțarea a depășit cu câte 10% sau chiar mai mult în anumite situații finanțările din anul precedent. Ca urmare, într-o perioadă relativ scurtă, s-a ajuns să asistăm la creșteri de câteva sute, de câteva ori, mă scuzați, 6-700%. Dar, în același timp, trebuie să constatăm că în anumite domenii și cheltuielile au crescut. Un astfel de pact pe sănătate ar rezolva, pe de o parte, asigurarea unei funcționări cât de cât rezonabile și eficiente cu tot ceea ce ne stă acum la dispoziție. În același timp, am creat acel spațiu unde să asigurăm accesul cetățeanului român la niște tratamente care este în altă parte utilizat zi de zi. Dar datorită proceselor birocratice și suprareglementărilor care ne stau la dispoziție sau le utilizăm și le forțăm pentru a fi menținute, nu luăm decizii, le luăm târziu și aș fi foarte dur, chiar pierdem bani. La ora actuală, de exemplu, dacă ne uităm la statisticile comparative cu țările europene, pacientul român nu are acces la 40% din produsele inovative din Europa care se folosesc zi de zi. Aici vă referiți la medicamentele inovative sau nu numai? Nu numai. Medicamente, proceduri, aparatură și așa mai departe. Dacă unii consideră că este normal ca în continuare să-ți dea un răspuns sau să-ți dea o decizie după 860 de zile, nu cred că este un lucru foarte normal. Când ai exemplele, că ai țări unde această decizie se iau în 6 zile. Ai alte țări europene unde această decizie se iau în 30, 60, 90 de zile. Dar până la 870 este destul de mult. Și ne costă. Ne costă, pe de o parte, o capacitate de cercetare și de evaluare care nu putem dezvolta sau nu putem utiliza.
Și cred că este normal ca fiecare țară să aibă acele capacități să poată lua sau să își fundamenteze o decizie sau alta. Nu avem probleme cu pregătirea profesională a personalului medical. Dar trebuie să-i lăsăm să ia astfel de decizii. Da? Merită introdus? Nu merită introdus. Este bun? Nu este bun. Și în același timp, am degreva o bună parte din populația afectată de anumită boală de la accesul unor produse, în cazul cărora poate exista decizia că nu o rambursăm, nu are acces pe piață. Alte țări au o colaborare constantă cu industria farmaceutică inovatoare și au semnat diverse documente de colaborare. Cum vedeți în România această situație pentru un acces mai rapid și mai predictibil până la urmă la terapii de ultimă generație? Cred că ar trebui să avem mult curaj pentru a dezvolta această relație. Cred că chiar această criză COVID ne-a demonstrat necesitatea de a avea capacități necesare, de a avea capacități de producție, de a avea capacități de inovație și de a avea un sistem care este eficient și în procedura de luare a deciziei.